După ce tăbărâră în Betania, o suburbia Ierusalimului, Marcelus și statul său major cu asta colinei spre oraș. Pe străzi nu prea era circulație, deoarece populația serva ziua sâmbetei. Paulus nu exagerase câtuși de puțin munificiența Ierusalimului față de reprezentanții imperiului, totuși tânărul legat din Minoa rămase mirat de splendoarea impunătorului palat al procuratorului când pe înserate și opriră cămilele ostenite în fața acestui sediu provincial al Romei, Marcelus rămase mut de admirație. Nu era nevoie ca cineva să informeze un străin că această clădire masivă este de origine străină, deoarece se vedea destul de limpede că ea nu are nicio legătură cu clădirile sordide din apropierea ei. Probabil arhitecții, sculptorii și decoratorii fusese informați dinainte că, Cheltuielile sunt o problemă care pe ei nu interesează. Văzând că toate cheltuielile vor fi suportate de evrei, spunea Paulus, împăratul nu fusese câtuși de puțin parsimonios și când Irod, primul procurator al Romei în Palestina, își dase pe față ambiția de a-și reclădi în marmoră orașul care odinioară a fost de cărămidă, August îi răspunsese că va putea merge atât de departe cât poftește. A mers și destul de departe, după cum vezi, adăugă Paulus, făcând un gest larg de mândrie, ca și când palatul acesta ar fi fost clădit de el. E adevărat că Ierusalimul nu era în întregime din marmoră. Majoritatea clădirilor erau urâte, dărăpânate și aveau nevoie de urgente reparații, dar Irod reclădise templul, dându-i proporții impunătoare și își ridicase palatul pe vârful unei coline care era destul de departe de acest sfânt lăcaș, pentru a evita orice incidente. Clădirea reprezenta un imens pătrat care fusese ridicat chiar în inima orașului. Trei terase spațioase pavate cu mozaic meșteșugit împletit și legate între ele cu scări de marmură, pe ale căror balustrade erau așezate busturile romanilor eminenți, plecau din stradă până la intrarea susținută de coloanele de marmură ale pretoriului. Pe fiecare parte a acestor terase coborau grădini frumoase de flori și tufișuri ornamentale alimentate de bazinele cu habuzuri, ale căror ape fremătau în aer ca niște raze de lumină argintie. Habuzurile acestea, declară Paulus cu toată discreția și vorbind în șoaptă, sunt un fel de adaus venit mai târziu. Au fost instalate abia acum șapte ani de către Pilat. Dispoziția aceasta a provocat o revoltă violentă, care a determinat toate trupele să vină în ajutorul procuratorului. Erai și dumneata cu aceste trupe, Paulus?" întrebă Marcelus. Sigur că da. Ne concentrasem toți aici în Ierusalim și pot să spun că am trecut prin zile emoționante. Evreii șau și ei cu sururile lor, dar nu sunt lași. Scâncesc și se bocesc când este vorba să-și facă negoțul, dar în luptă știu și ei să moară, fără să crâcnească. E adevărat că nu pot suferi războiul și sunt în stare să meargă până la extrema limită pentru a păstra pacea, dar amănunt pe care Ponțius Pilat nu-l cunoștea încă, există o limită dincolo de care nu se poate să treci când este vorba despre un evreu. Haide, continuă povestea cu havuzurile stărui Marcelus, căci vederea apei îl făcuse să-și aducă aminte de o baie. Acestea au fost făcute datorită soției lui Pilat, petrecuseră mai mulți ani în Creta, unde Pontius fusese prefect. În această insulă, vegetația este foarte variată și soția lui a rămas dezamăgită când a constatat cât este de aridă regiunea aceasta din Iudeea, l-a rugat să-i facă grădini. Ori grădinile au nevoie de apă. Ca să poți avea apă din abundență, ai nevoie de un apeduct. Construirea apeductelor este foarte costisitoare. Fonduri disponibile nu existau, așa că noul procurator a luat sumele de care avea nevoie din Visteria Templului și. și atât a fost de ajuns ca să izbucnească Revoluția Completă Marcelus. Așa este, tribune. A durat șapte luni, care au fost pline de groază. Au fost uciși două de evrei și o mie de legionari romani. Pilat era deja să-și piardă gata slujba, dar cred că Tiberiu ar fi procedat mult mai cu minte dacă pe Pilat l-ar fi transferat în altă parte. Evreii nu-l vor respecta niciodată, chiar dacă ar fi să rămână o mie de ani în slujba de procurator al iudeii se străduiește în toate chipurile ca să-i mulțumească deoarece și aduce aminte de ceea ce sunt în stare să facă dacă vor începe din nou. El se găsește aici pentru a păstra liniștea și știe că dacă va izbucni o nouă revoluție cu slujba lui se va termina pentru totdeauna. Este de mirare că evreii n-au cerut până acum transferarea lui, zise Marcelus. Ei nu doresc câtuși de puțin ca el să fie transferat, răspunse Paulus și început să râdă. Negustorii aceștia bogați și cămătarii care plătesc majoritatea impozitelor și se bucură de mare trecere știu foarte bine că Pilat nu îndrăznește să le impună condiții prea severe. De urât îl urăsc, dar nu le-ar face nicio plăcere dacă ar pleca. Sunt gata să fac prinsoare că dacă împăratul ar numi alt procurator în locul lui, Sanhedrinul ar trimite un protest la Roma. Ce este asta Sanhedrin? întrebă Marcelus. Corpul legislativ evreiesc se spune că nu se ocupă de alte probleme decât de cele religioase, dar adevărul este că atunci când Sahedrinul începe să murmure, Pontius Pilat se supune, zise Paulus, și strigând la oamenii care conduceau cămilele acestea plecaseră din nou la drum. Totuși nu vreau să rămâi cu ideea că Pilat nu însemnează nimic. Situația lui aici este foarte delicată, dar cu toate acestea cred că Pontius îți va plăcea. Este un bărbat încântător și ar merita o prefectură mai liniștită. Își continuară drumul și trecând pe după colțul palatului, ajunseră în partea unde se ridicaseră barăcile destinate garnizoanei din Minoa. Trei sferturi din terenul patrunghiular fusese amenajat pentru adăpostirea trupelor, iar din acesta mai puțin de un sfert era ocupat de garnizoana locală. Se vedea că toate barăcile sunt pline și fremătau ca un roi de albine. Imensul teren de exercițiu împresurat de clădiri de piatră cu două caturi era împestrița de uniformele legiunilor care sosiseră din toate forturile Palestinei. Drapelele din Cezarea, Iopa și Capernaum, pe vârful prăjinilor cu acvilele imperiale, dădeau o culoare mai veselă acestui teren plin de soldați. Marcelus rămase încântat de apartament pe care îl arătară și în care urma să se adăpostească. Îl compară cu confortul pe care îl putea oferi membrilor săi Palatul Tribunilor din Roma, de care nu rămânea prea departe în urmă. Din seara când plecase de acasă, acum se simțea și el odată mai la îndemână. Puțin după aceea a apărut Paulus pentru a se convinge dacă tânărul comandant are tot ce îi lipsește. Va trebui să fac câteva scrisori," zise el. Mâine Vestris va sosi la Iopa și probabil se va întoarce acasă înainte de sfârșitul acestei săptămâni. Vă aduceți aminte, tribune, că în ziua când noi am părăsit fortul, galera era ancorată în portul Gaza. Îți mulțumesc, Paulus, că mi-ai adus aminte, răspunse Marcelus. Ideea este foarte bună și voi profita și eu de ea. Dianei nu-i mai scrisese din seara aceea când plecase spre Ostia. Cu mare greutate reușise să-i facă scrisoarea aceea că își se simțise profund deprimat. După câteva încercări nereușite de a-i spune cât de abătut se simte din pricină că e obligat să o părăsească și cât este de nerăbdător să o revadă iarăși, deși nu-i venea să creadă că va mai, o va mai revedea vreodată, scrisoarea lui se dovedi că nu e altceva decât un fel de despărțire duioasă, fără făgăduiel pentru viitor și fără temeri pentru prezent. Drăguța Diana va fi întotdeauna prezentă în gândurile lui, așa că nu are niciun motiv să-și facă griji din pricina acestei absențe care putea să dureze. În drum până la Gaza încercase în mai multe rânduri să-i scrie, dar nu reușise să termine aceste scrisori. Avea atât de puține lucruri de spus, va aștepta până în ziua când se va ivi ceva despre care i-ar putea scrie. În o sosirii la destinație făcuse o scrisoare pentru familia sa, dar foarte scurtă și sfârșise făgăduindu-le că data viitoare le va scrie mai mult. Primele zile în fortul Mino a fuseseră destul de emoționante pentru a-i procura materialul necesar unei scrisori, dar obligațiile lui în calitate de comandant îl ținuseră mereu ocupat. În seara aceasta va trimite Diane o scrisoare. Ei va spune fără niciun înconjur că situația este mult mai favorabilă decât și-a închipuit el. Îi va explica și motivul pentru care acum se găsește în Ierusalim, unde este foarte bine cartieruit. Demnitatea lui care primise o lovitură atât de grea datorită numirii disciplinare în calitate de comandant al fortului Minoa, care avea o reputație atât de proastă, părea acum aproape în întregime satisfăcută. Nu lipsea mult pentru a se mândri cu calitatea lui de cetățean al Romei. Acum putea scrie Dianei cu toată încrederea. Vreme de trei ceasuri, la lumina a trei opaițe de piatră fixate pe perete în apropiere de masa lui, îi înșiră toate fazele mai importante din viața pe care o ducea la Minoa. Nu-i spuse nicio vorbă despre înfățișarea aridă și cu desăvârșire neplăcută a acestui vechi fort și a împrejurimilor lui și nici despre impresiile cu care rămăsese în prima zi a sosirii lui. Cel care ținea locul de comandant, scria el, mi s-a părut că este puțin nemulțumit și la sosirea mea nu prea ospitalier, dar nu mult după aceea și-a schimbat atitudinea și astăzi suntem cei mai buni prieteni. Centurionul Paulu s-a început să-mi devină simpatic. De fapt, nu prea știu ce aș putea face fără el, deoarece cunoaște tradițiile fortului în toate amănuntele. El mă informează despre ceea ce trebuie făcut, de timpul indicat și de felul în care trebuie făcut. Marcelus se simțea mulțumit că are ocazie să scrie Dianei despre toate aceste amănunte care acum reprezentau viața sa. Îi făcea aproape aceeași impresie ca și când ei doi și-ar fi aparținut unul altuia și îi scria exact cum ar scrie soției sale un soț care îi pleca de acasă. După ce va așterne foile de papirus una peste alta, sulul va fi destul de gros, dar înainte de a ajunge la capătul scrisorii va fi obligat să-i scrie câteva rânduri venite de-a dreptul din inimă doar nu că era tocmai ușor să scrie aceste rânduri. Stătu vreme îndelungată și se gândi care ar fi atitudinea cea mai indicată pe care va trebui să o adopte. Să asculte de propriu său îndemn și să spună sincer Dianei cât de mult se gândește la ea, cât îi e de dragă și cât de nerăbdător așteaptă ca despărțirea lor de acum să se termine. Oare n-ar fi un procedeu greșit? Diana este fată tânără și plină de viață. Era oare just ca să-i dea nădejde că într-o bună zi se va întoarce acasă pentru a o cere în căsătorie? Că el însuși se gândește la această posibilitate? N-ar fi mai bine să-i spună limpede că foarte probabil să nu se poată întoarce la Roma decât foarte târziu, probabil după ani întregi de absență? Evident Diana cunoștea situația reală și despre Paulus să-i spusese că a fost trimis la Minoa acum 11 ani și că de atunci nu s-a mai întors la Roma. Prin urmare, își va putea da seama de dureroasa situație pe care se găsește el acum. La urmă, Marcelus reușit să termine scrisoarea aproape așa cum ar fi dorit el. Știi foarte bine, Diana, ce mi-ar face plăcere să-ți spun dacă am fi împreună. De la distanța care ne desparte, socotind în mile și cine știe pentru câtă vreme, este de ajuns să-ți spun că fericirea ta va fi întotdeauna și a mea. Tot ce te întristează pe tine, draga mea, mă va întrista și pe mine. Galera Vestris va sosi în curând la Iopa. A vizitat portul Gaza, de aceea sunt nerăbdător să mă întorc la fort, căci probabil acolo voi găsi o scrisoare de la tine. Doresc din toată inima ca acesta să fie adevărul. Demetrius va sosi mâine și va preda sulul acesta curierului care va merge să întâmpine galera. Vestris va pleca la sfârșitul săptămânii acesteia. Mi-ar face plăcere să pot pleca și eu pe bordul ei. Demetrius nu fusese până acum niciodată atât de neliniștit. Evident, de fiecare dată când încerca să se gândească la situația sa proprie, își dădea seama că nu are dreptul să aștepte nimic de la viața aceasta. Dar pe măsură ce trecea timpul, începea și el să se resemneze. Era sclav și în situația aceasta nimic nu se mai putea schimba. În comparație cu situația oamenilor liberi, soarta lui era extrem de tristă dar când compara situația lui de sclav cu cea a majorității populațiilor îngenunchiate, își dădea seama că totuși a avut noroc. În casa senatorului Galio fusese tratat cu toată considerația cuvenită unui slujitor, în același timp viața lui devenise atât de strâns legată de a lor, încât libertatea, chiar dacă i s-ar fi oferit, l-ar fi costat mai mult în ceea ce privește întreruperea acestei tovărășii decât ar fi meritat libertatea dobândită în schimbul acestui sacrificiu. Cât despre sentimentele sale față de Lucia, era pe deplin conștient că acestea n-au niciun rost. Interesul ei nu l-ar fi putut câștiga, nici dacă ar fi fost tot atât de liber ca și o pasăre în zbor. Gândurile de felul acesta îi serviseră până acum pentru a se feri de orice imprudență și al determina să se resemneze. Dar astăzi felul acesta de a gândi nu-i mai putea fi de niciun folos. Nu numai că lumea lui minusculă părea răsturnată cu fundul în sus, dar întreaga existență omenească îi se părea cu desăvârșire zadarnică, lipsită de semnificație, de șartă și un fel de parafrazare a ceva care ar fi avut posibilități incomensurabile, dar care acum era în mod iremediabil pierdut încercase să analizeze motivele acestei deprimări ce pusese stăpânire pe el. În primul rând, se simțea abătut din pricină că era singur. Nu s-ar fi putut spune că Marcelus îl ignorează anume de când au sosit în Ierusalim, dar pe semne aici sclavii nu erau bine văzuți în cartierul ofițerilor, doar cel mult când erau consemnați pentru serviciu. Imediat ce terminau acest serviciu, era obligat să plece. Demetrius nu fusese obișnuit cu un astfel de tratament. Vreme îndelungată se ținuse ca o umbră după stăpânul său, așa că astăzi atitudinea lui indiferentă față de el îl durea tot atât de mult ca și o rană. De nenumărate ori își zisese că probabil Marcelus sufere tot atât de mult ca și el din cauza că e obligat să le excludă din prietenia lui. Astăzi, situația lui de sclavi se părea atât de dureroasă cum nu i se păruse încă niciodată din ziua când fusese vândut senatorului Galio. Dar zbuciumul lui Demetriu se datora și altui motiv, amintirea privirii îndurerate a ochilor pe care îi văzuse înainte de a intra în oraș. Stătuse ceasuri întregi și se gândise la semnificația acestei priviri, pentru care la urmă putu găsi o singură definiție, anume că este privirea îndurerată omului care se simte singur și neînțeles se vedea cât de colo că micul grup de prieteni care se găseau în apropierea lui, probabil pentru a-l feri de înghesuială, este dezamăgit. Indiferent de ceea ce i-ar fi cerut fanaticii din prejurul său să facă, dorința aceasta a lor reprezenta o greșeală. Asta se putea vedea fără nicio greutate și era de mirare că ei înșiși nu sunt stare să-și dea seama de această realitate. Toată lumea prezentă îi ceruse să se pună în slujba unei cauze care, Evident, pe el nu-l interesa cât uși de puțin. Era un om cu desăvârșire singur. Un om ale cărui priviri încercau lacome să descopere undeva un prieten care să-l înțeleagă. Singurătatea acestui om misterios părea că are o legătură neînțeleasă cu singurătatea cel chinuia pe el însuși și ar fi vrut să-i spună Fiecare dintre voi ați putea face în interesul lumii acesteia ceva dacă ați vrea, dar nu vreți să faceți. Trecuseră trei zile, și fiecare din acestea fusese exact ca și cea precedentă. Melas părea exagerat de atent și de dispus să-i arate orașul cu toate colțurile ce meritau să fie văzute. Datorită situației în care se găseau majoritatea timpului, trebuiau să-și o petreacă împreună. Serviciul era ușor și îl terminau repede. După cum prevăzuse și Melas, aici n-aveai de făcut altceva decât să-ți servești stăpânul în timpul meselor, să-i scuturi hainele dimineața să-i ajut să-și îmbrace uniforma complicată și seara să-și o dezbrace. Restul timpului erai complet liber. Prânzul se servea în zorii zilei și imediat după aceea trupele ieșeau pe terenul de exercițiu pentru inspecție. Apoi, un mic detașament al contingentelor prezente se întorcea în barăci, iar ceilalți, sub comanda ofițerilor mai tineri și în frunte cu impunătoarea legiune, îmbrăcat în aceleași uniforme a procuratorului, pleca în oraș pentru a defila în lungul străzilor. Defilarea aceasta era un spectacol impresionant și după ce își termina serviciul lui Demetrius îi făcea plăcere să urmărească parada militară cu soldații în rânduri de câte patru, cum cotesc pe după colț și se opresc în atitudini rigide, până când drapelele se plecau în fața pretoriului ca pe urmă să coboare în josul străzi și să treacă prin fața pretențiosului palat al marelui preot Caiafa, dar de salutat nu salutau nici în fața acestei reședințe și nici a templului în două rânduri demetrius însoțit de inevitabilul melas urmărise soldații la roma în astfel de împrejurări parada soldaților era urmată de sute de oameni în lungul străzilor dar așa ceva nu se putea întâmpla aici probabil populația era prea nemulțumită sau urau prea mult roma în același timp se putea ca oamenii să n-aibă energia necesară pentru a putea ține pas cu soldații. Demetrius avusese și până acum ocazie să vadă oameni săraci, îmbrăcați în zdrențe, orbi, cerșetori și ologi, dar nu văzuse încă niciodată atât de mulți și nici în halul de deznădejde în care erau cei pe care îi vedea aici. La el acasă, în Corint, erau destui nenorociți, dar aceștia puteau fi văzuți mai mult în regiunea litoralului, unde se găseau porturile. Atena, unde fusese și el împreună cu tatăl și cu frații săi, pe vremea când avea 12 ani, își avea și ea sărăcimea ei, dar avea în același timp parcuri foarte frumoase și opere de artă. Ierusalimul acesta, care își zicea oraș sacru, era înspăimântător la vedere. Străzile lui mișunau de cerșetori și de infirmi roși de boli. Alte orașe își aveau și ele stigmatele lor, care de multe ori păreau respingătoare. Ierusalimul însă... Întrecea tot ce s-ar putea imagina. Nu-i de mirare că bărbatul acela încălecat pe măgărușul alb părea atât de singur. Trupele se întorceau la barăci, în lungul străzilor laterale care tăiau piața în două, iar negustorii și samsarii dădeau fuga să le facă loc, deoarece soldații treceau mândri cu nasul în vânt, ca și când ar fi vrut să le spună că legionarilor împăratului puțin le pasă dacă vor călca lumea în picioare. Dacă se întâmpla ca unei cămile să nu-i pese de cei care se apropie și rămânea culcată în mijlocul drumului, demnitatea Romei nu discuta cu ea dreptul de liberă circulație, ci formația militară se despărțea în două și se scurgea pe lângă ea ca apoi să se împreune iarăși. Tot așa, când întâlneau un drum câte un convoi de măgari încărcați cu poveri, toți ceilalți care se găseau pe stradă se refugiau sub streșinile intrărilor sau în hudițele laterale. În drumul de întoarcere treceau și prin fața consulatelor romane și pe lângă un grup de locuințe ale funcționarilor, unde legiunea se oprea pentru câteva clipe pentru a saluta emblema imperială și nici de cum pe reprezentanții Imperiului în Samaria, Decapolis și Galilea. Uită-te cu atenție la ei când se vor opri ca să salute reședința lui Irod. Merită să-i vezi, îl sfătui Melas. De fapt merita, în timpul cât Irod se ocupase de raporturile diplomatice dintre Roma și Galileea, făcuse avere, dar salutul acordat reședinței sale reprezenta de-a dreptul o insultă. I-am auzit spunând îi explică Melas că tipul acesta de Irod ar umbla să fie numit procurator. Probabil din pricina asta, salutul legiunii lui Pilat începe cu gestul făcut de legionari, când fiecare își duce arătătorul la nas, S-ar putea ca acesta să fie un ordin special sau un gest făcut din proprie inițiativă. Eu n-aș putea să-ți spun cu certitudine. După ce ajungeau din nou pe terenul de exercițiu, legionarii rupeau rândurile și erau liberi pentru tot restul zilei. Astfel începeau să coboare în grupuri de câte doi și trei spre cartierul comercial al orașului, bucurându-se de plăcerea pricinuită de admirația trecătorilor față de uniformele lor frumoase și față de armele lucitoare, suportând cu superioritate privirile sfioase ale fetelor oacheșe și nemulțumirea neputincioasă a negustorilor ale căror mărfuri le jecmăneau cu îndrăsneală și nerușinare. În timpul după miezii, majoritatea legionarilor se îndreptau spre arena din partea de a orașului, unde se desfășurau jocuri sportive, alergări, aruncarea cu discul și sulița și lupte, distracții inocente, care totuși erau mai bune decât nimic. În imediat apropierea arenei, dar totuși în interiorul terenului ei, se desfășurau tot felul de spectacole imaginabile date de oameni veniți din mari depărtări. Între aceștia erau vrăjitori din India, pigmei din Africa Centrală și ghicitori din Siria. Tot aici era instalată și roata norocului și alte jocuri care ușurau pe spectatori de țechinii câștigați cu trudă. Mai erau și barăci în care se vindeau băuturi calde, caleșia, dar dulci și de proveniență îndoielnică, smochine năpădite de muște și plăcinte care nu erau plăcute la vedere. Pentru romanii care erau obișnuiți de acasă cu distracții mult mai rafinate în zilele de festivități, arena aceasta nu putea fi un loc de atracție, dar pentru populația rurală și mai ales pentru tineret, spectacolele ce se desfășurau aici reprezentau un eveniment fără pereche. Pentru părinții lor, pe care interesa mai mult vânzarea articolilor de olărie, a covoarelor, a șalurilor, a pânzeturilor, a sandalelor, a șeilor, a brățărilor și podoabelor de piele și de argint, spectacolul cel mai interesant se desfășura întotdeauna în cealaltă parte a orașului, unde era furnicarul negustorilor. Pentru Marcelus și statul său major, precum și pentru ofițerii din celelalte garnizoane, principala distracție în afară de aceasta era jocul. După prima zi pe care o petreceau ca să-și facă vizita de rigoare procuratorului și consulilor, eventual o plimbare prin oraș, ofițerii își petreceau timpul în somtoasele lor apartamente. Vinul părea că nu se mai termină și ofițerii făceau uz de el fără nicio sfială. În două rânduri, centurionul Paulus nu veni la cină, dar în prejurul meselor din sală încărcate cu tot felul de bucate se găseau întotdeauna multe locuri neocupate. Demetrius rămase nemulțumit, rămase mulțumit când constată că purtarea stăpânului este mult mai discretă decât a celorlalți ofițeri, dar era evident că și el încerca să-și alunge plictiseala cu ajutorul singurului mijloc accesibil. Spera că săptămâna aceasta se va termina fără să dea loc la vreo încăierare. Motivele pentru așa ceva le aveau la îndemână, vinul, zarurile și plictiseala. Marcelus nu avea nevoie de prea multă băutură pentru a nu ține socoteală de ceea ce face. Când era biat, Marcelus devenea morocănos și susceptibil. Demetrius începuse să numere ceasurile ce mai lipseau pentru a putea pleca din nou. Din nou aș avea dezavantajele ei, dar era un loc mult mai sigur și mai plăcut decât Ierusalimul. Într-una din zile se gândi la tânărul acela care refuzase să devină regele acestei țări și se întrebă ce s-o fi ales de el. Vorbi cu Melas despre subiectul acesta, dar tracianul care știa tot ce se întâmplă nu știa nimic și își uitase cu totul de înghesuiala ce se desfășurase în fața porților orașului. Probabil patrulele l-au speriat și l-au făcut să se întoarcă din drum, zise Melas. S-ar putea să-l fi arestat, Asta înseamnă că a avut noroc, declară Melas și început să râdă. Săptămâna aceasta, cei care au calitatea să adune mulțimile în prejurul lor, se simt întotdeauna mai bine la închisoare decât în lungul străzilor. Știi în ce parte este închisoarea? întrebă Demetrius și primintei minte trecu un gând neașteptat. Melas se uită la el îmbănuitor. Nu știa unde este închisoarea și nici nu dorea să știe. Închisorile sunt anume menite ca să te ferești de ele, cei care merg să viziteze pe câte un prieten care se găsește la închisoare, trebuie să fie nebuni. Nici nu-ți dai bine seama ce se întâmplă în prejurul tău și te pomenești te au arestat și pe tine. Nu, dragul meu, Mela s-a stat la închisoare tocmai de ajuns ca să-și poată aduce aminte toată viața. Într-o după amiază era a patra zi de la sosirea lor în Ierusalim, Demetrius plecă singur și apucând drum lungul drumului pe care venise spre oraș și urcă încet coastele colinei până la locul unde întâlnise pe tânărul acela singur și cu ochii rugători. Recunoscu fără greutate punctul unde se oprise, după ramurile rupte și prăfuite de palmier aruncate pe jos, vestigii triste ale unei scurte și îndoielnice glorii. Întorcându-se până la poala colinei, la marginea orașului, dete de o grădină cu cărări bătătorite care șerpuiau printr-o pădure de măslini, răsuciți și cu crengele strâmbe, ca și când vreme îndelungată s-ar fi împotrivit și aceștia împreună cu evreii destinului lor vitreg. Se opri aici la umbră vreme de un ceas și se uită spre orașul de la picioarele lui. Își zise că un oraș care durează de 35 de secole ar putea să aibă ceva mai mult farmec pentru a-i reține atenția. Dar după astfel de viață, nicio parte din lume nu se poate dovedi cu nimic ceea ce a învățat și a adunat în anii lungi de suferință. Ierusalimul ar fi vrut să se bucure de libertate, dar ce ar fi făcut cu această libertate dacă i s-ar fi acordat? În lumea aceasta, toți doresc mai multă libertate decât cea pe care o au, dar ce ar face și ce ar deveni dacă ar avea o? Să presupunem, deși așa ceva nu se poate concepe, dar să presupunem că evreii vor reuși să alunge pe romani. Ce se va întâmpla atunci? Vor înceta să se mai certe între ei? Își vor uita de neînțelegerile proprii și vor încerca să conlucreze pentru prosperarea patriei lor? Marii proprietari și cămătarii vor veni oare în ajutorul populației sărace? După ce vor alunga pe romani, vor hrăni oare pe cei flămânzi? Vor îngriji de cei bolnavi și vor curăți străzile? Același lucru l-ar putea face și acum, dacă ar fi dispuși căci romanii nu i-ar fi împiedicat. Romanii ar fi foarte mulțumiți să constate astfel de îmbunătățiri, deoarece unii dintre ei erau obligați să trăiască în orașul acesta. Ce putea să fie robia aceasta împotriva căreia evreii protestau cu atâta violență? Fanaticii aceia pe care zilele trecute îi întâlnise în drum, Probabil își închipuiau că toate nenorocirile lor se datorează administrației romane, și dacă ar putea găsi un conducător destul de puternic, acesta îi va putea scăpa de jugul romanilor și își vor întemeia un regat al lor. Credeau că în felul acesta totul se va schimba. Dar oare schimba se va cu adevărat? În ce măsură o revoluție ar putea folosi poporului? Imediat ce la conducere se va instala un nou guvern, o mână de oameni mai lacomi și interesați va reuși să-și impună voința. Probabil tânărul acela, singuratic și trist, venit de la țară, știa foarte bine ce se va întâmpla. Mulțimea aceea, pestriță de oameni, avea intenția să-l proclame regea lor și să-l instaleze în palatul lui Pilat. Totuși, Ierusalimul va continua să rămână ceea ce a fost până acum. Schimbarea domniilor nu poate folosi poporului. Demetrius se ridică în picioare și ieși din nou în drum, dar rămase mirat când văzu atât de puțini trecători. Totuși mai erau două ceasuri până la apusul soarelui. Fără îndoială se întâmplase ceva neobișnuit pentru a determina oamenii să dispară din lungul ulițelor. Orașul însă părea extrem de liniștit. Coborâ încet coasta colinei și continuă să se gândească la ceea ce îl preocupa. Ce guvern ar putea să soluționeze problemele la care se gândește toată lumea? Din cele ce se puteau vedea, era sigur că toate guvernele care conduc destinele oamenilor sunt lacome și hrăpărețe. Popoarele din toate părțile pământului își suportau jugul împilatorilor până în momentul când puteau deveni destul de puternici pentru a-i alunga, primind în schimb împilarea altor tirani. Focarul nemulțumirilor nu se ascunde numai decât în sânul guvernului, ci în imediata lui vecinătate în interesele tribului, ale familiei și a indivizilor. Iar fi plăcut să stea de vorbă cu omul acela singuratic pentru a putea afla de la el ce părere are despre un guvern și care ar fi posibilitatea de a întrona un fel de libertate care să mulțumească pe toți. Prin minte îi cu gândul neașteptat că micul și îndrăznețul atenian ar putea să știe unde se găsește acum omul acesta care a refuzat să devină rege grăbi pasul hotărât să se intereseze de o caravană care adusese mirodenii pentru vânzare. În partea de jos a orașului, orice activitate încetase aproape cu desăvârșire. Unde dispăruseră oamenii aceștia? Chiar în piață nu se vedeau decât foarte puțini negustori. Se apropie de un negustor grec care își păturea un balot de covoare și îl întrebă ce se petrece și unde sunt cei care furnicau în această piață. Bătrânul negustor își mângâie barba și în loc de răspuns se mulțumi să zâmbească. Părea convins că tânărul din fața lui are intenția să facă glume. S-a întâmplat ceva? Stărui Demetrius cu glasul grav. Bătrânul își legă balotul și urcându-se pe el început să respire cu greutate din pricina oboselii, dar imediat după aceea se uită la concetățeanul său cu mai mult interes. Vrei să-mi spui că n-ai habar de ceea ce se petrece?" întrebă el. Nu uita că astăzi este noaptea Paștilor și toți evrei s-au retras în casele lor, iar cei care nu au casă s-au retras undeva într-un adăpost. Pentru câtă vreme? Până mâine dimineață. Mâine vor apărea de vreme, deoarece ziua aceasta va fi cea din urmă din săptămâna Paștilor și afacerile vor începe din nou și cu mai multă înfrigurare. Dar unde ai trăit până acum de nu ești informat despre situație? Mă găsesc pentru prima dată în acest oraș, răspunse Demetrius, căruia ai venea să zâmbească de mirarea negustorului. Nu cunosc obiceiurile evreilor. Vreme de două ceasuri am fost dincolo, pe coasta dealului, unde se găsește o grădină de măslini. Știu, răspunse bătrânul, aceea este grădina manilor. Nu prea se găsește nimic de văzut acolo. Ai fost vreodată pe colina lui Marte din Atena? Da, este foarte frumoasă. Oamenii aceștia de aici nu știu să facă statui. Procedeul acesta este împotriva religiei lor. Tot așa nu știu să sculpteze nimic. Templul are o mulțime de sculpturi, ripostă Demetrius. Da, dar pe acestea nu le-au făcut ei, răspunse bătrânul, și ridicându-se în picioare își luă balotul la umăr. N-ai vrea să-mi spui unde aș putea găsi o caravană din Atena care să se ocupe cu negoțul de mirodenii? Firește că pot, vorbești despre Popigos. El este în apropierea turnului vechi. Când ai coborât cu asta colinei din grădina măslinilor, ai trecut chiar prin fața lui Popigos. Dar fi cu ochii în patru, căci umblând pe acolo, s-ar putea să-ți dispară chimirul. Crezi că Popigos ar fi în stare să jefuiască pe un compatriot al său? Întrebă Demetrius. Popigos este în stare să jefuiască chiar pe maică sa. Demetriu zâmbi și și rămas bun de la bătrânul negustor, apoi se îndreptă spre partea unde era palatul procuratorului, Căci era prea târziu pentru a mai putea merge la negustorul de mirodenii. Îl va vizita mâine. Oamenii se asemănă foarte mult unul cu altul, indiferent din ce parte de lume ar fi. Evreii urau guvernul, dar tot așa îl urau și grecii. Totuși, schimbarea guvernului nu le-ar folosi la nimic. Vina nu era aici. Marea vină o purtau oamenii, din pricina că nu erau în stare să schimbe obiceiurile altor oameni, și nici chiar pe ale lor. Popigos era în stare să jefuiască chiar pe maică sa, dar Tiberiu nu purta nicio vină din cauza asta. Fără îndoială, Tiberiu era un împărat necorespunzător și un stăpânitor rău, dar oricare ar fi fost împăratul mama lui Popigos nu s-ar fi simțit în mai multă siguranță decât acum. Probabil bărbatul acela singur care venise de la țară știa acest lucru. El nu dorea să devină rege. Indiferent de cel care este rege, Omul trebuie să fie cu ochii în patru și să-și păzească chimirul. Lumea avea nevoie de ceva, probabil o nouă concepție, o nouă morală și pe aceasta nu i-o putea oferi un nou rege. Demetrius nu mai așteptă să vadă parada militară din dimineața următoare. Imediat ce servi stăpânului său prânzul plecă singur în oraș. Străzile începuseră să mișune de lume. Trebuia să-ți faci loc cu cea mai mare atenție pe ulițele din cartierul bazarului pentru a nu da peste negustorii ambulanți care își înșiraseră marfa pe trotoarele înguste și stăteau așezați cu picioarele încrucișate sub ei, deși nu aveau altceva decât câteva ulcioare de pământ. Văzu un maldăr de zdrențe despre care constată că este o femeie bătrână care avea de vânzare trei ouă și un pepene. Ulițele erau pline de animale de povară, de pe care descărcau mărfurile micilor bazare. În toate por părțile, mâini uscate, ca niște surcele, se întindeau în calea trecătorilor cerând pomană. Infirmi, cu plăgile expuse în văzul lumii, boceau, scânceau și înjurau. Un bătrân fără vedere, cu pieptul ca o scândură și corbitele pline de muște, cânta o melodie stinsă și tristă dintr-un bucin vechi. Ulița a început să se îngusteze, devenind tot mai întunecoasă, apoi a început să coboare câteva trepte ca și când s-ar fi terminat într-o peșteră. Treptele erau lunecoase și murdare, pline de cerșetori și de câini pribegi, cărora li se vedeau coastele. Centurionul Paulus spusese că evreii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Demetriu să-și duse mâna la nas și se grăbi să scape cât mai repede din mijlocul acestor imagini divine, umblând cu toată grija ca să nu se lovească de ele. Caravana au găsit fără greutate în apropierea turnului vechi care domina Valea Chedronului. Aici era un maidan de unde pleca un drum spre apus. O adiere de aer rece și binefăcător după drumul făcut prin bazarul pestilențial îi călăuzi pașii. Imediat după aceea auzi pe cineva că strigă. Ei, Adelfos!" Și în fața lui apăru micul Atenian. Demetrius se simți mulțumit când îl văzu, deși, dacă s-ar fi găsit în altă parte și în alte împrejurări, nu i-ar fi făcut plăcere să-l audă spunându-i frate. Își strânse rămâinile. Eram sigur că ne vom întâlni din nou. Pe mine mă cheamă Zenos. Cred că nu ți-am spus încă numele meu. Pe mine mă cheamă Demetrius. Constat că aici ești bine instalat. Cât se poate de bine, avem loc de ajuns și putem vedea tot ce se petrece." Ar fi trebuit să fie aici, azi noapte, a fost o frământare nebănuită. Au arestat pe Nazarinianul acela pe care l-ai văzut zilele trecute. L-au descoperit în grădina aceea cu măslini. Nazarinianul? N-am auzit de el. Ce a făcut de l-au arestat? Întrebă Demetrius cu indiferență. Cum să nu fi auzit? Tânărul acela care zilele trecute venea spre oraș încălecat pe un măgar alb. Demetrius înțelese imediat despre cine vorbește și îi puse o mulțime de întrebări. Zenos se simți mulțumit că poate să-i dea informațiile pe care le dorește. Trupele procuratorului căutau pe tânărul acesta cu numele Isus încă de duminică după amiază. Noaptea trecută l-au arestat și l-au adus în oraș împreună cu prietenii săi. Dar ce-a făcut? Întrebă Demetrius nerăbdător. De, se spune că a fost arestat pentru că instigă poporul și pentru că urmărește să devină rege. Popigos afirmă că dacă se va întâmpla să-l condamne pentru trădare, atunci va sfârși prost. Trădare? Vorbele acestea sunt prostii, exclamă Demetrius revoltat. Omul acela nu are intenția să răstoarne guvernul. Nici nu urmărește nimic împotriva lui și nici împotriva altui guvern. Trădare? Cred că oamenii aceștia trebuie să fie nebuni. Din potrivă, nu sunt nebuni deloc, ripostă Zenos. Cei care sunt la conducerea Templului erau obligați să scape de el într-un fel oarecare, căci altfel le-ar fi stricat toate afacerile. N-ai aflat ce a făcut în Templu în aceeași zi când l-am întâlnit? N-am aflat nimic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-au întâmplat destule? Trebuie să știi că Templul este locul unde poporul aduce sacrificii. Cumpără animale și, după ce le înjung, ele ard. O afacere foarte neplăcută și prost mirositoare, dar. Zeului lor îi place procedeul acesta. Astfel, curtea templului, sau cum îi zice, este întotdeauna plină de animale de vânzare. Oamenii aduc bani și chiar în pridvorul templului sunt așezați zarafii care îi schimbă cu moneda templului. Se spune că acești cămătari fac afaceri strălucite, sfârșit zenos râzând. Vrei să spui că în interiorul templului aceluia frumos se vând animale? Întrebă Demetrius neîncrezător. De vândut se vând într-o curte cu arcade de marmură. răspunse Zenos cu toată convingerea. Curtea este admirabil pavată. Pe pereți și pe tavan este cel mai frumos mozaic ce se poate vedea. Nici în Atena nu se poate găsi ceva mai frumos. Curtea aceasta este plină de viței, de miei și de porumbei. Îți poți închipui cum arată, dar nu ți vei putea închipui cu miroase. Va trebui să mergi să o vizitezi ca să te convingi. Ei bine, Isus acesta a venit de la țară, de undeva din Galileea și, intrând în templu, nu i-a plăcut ce a văzut. Și le-a spus că acesta nu este loc unde să poată vinde animale. Probabil a prins pe cineva și cu tâlhăria, căci pe cămătar și zarafi i-a alungat din pridvorul templului. Ce-a făcut? întrebă Demetrius, căruia nu-i venea să creadă. Zenos a început să râdă mulțumit când văzu mirarea compatriotului său. Da, dragul meu, Poate nu-ți vine să crezi că și nu arăta ca un bărbat care ar putea să aibă o astfel de îndrăzneală, dar Isus acesta a pus mâna pe un bici și a început să-i croiască, poc, 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 pe unde îi putea ajunge, fără să mai aleagă. Au fugit buluc. A fost un spectacol fără pereche. În toate părțile vedeai viței, preoții, oile și zarafii fugind de le călcâiele, iar aerul din prejurul templului era plin de porumbei speriați și de fulgi. Mesele zarafilor le-a dat peste cap, în toate părțile pe jos erau numai țechini, drahme și dinari, monede mari și mici, bani buni și bani falsificați. Grupurile de pelerini alergau în patru labe și se încăieraseră ca să-i adune de pe jos. Era o plăcere și mi-ar fi părut rău dacă n-ar fi fost și eu de față, sfârșit Zenos. Și întorcând privirea, adăugă cu glasul în șoapte. Uite că vine bătrânul. Astăzi este nemulțumit deoarece clienții lui cei mai buni sunt ocupați cu acest Isus. Perdea din fața celui mai împunător cort din tabără, sedete la o parte, ca să facă loc unui bărbat pântecos, cu părul și barba căruntă, care acum se apropia de ei. Trecuse vreme îndelungată, de când Demetrius nu mai văzuse un bărbat îmbrăcat în haine împodobite atât de barbar. În Împrejurul gâtului avea lanțuri grele de argint, care ajungeau până la brâu. Avea inele în degete și cercei în urechi, brățări pe mâini și pe glesnele picioarelor. Se opri în loc și se uită la Demetrius încercând să-l cântărească. Este din Corint, îi explică Zenos întinzând arătătorul. Ne-am cunoscut în timpul drumului. Constat că ești îmbrăcat într-o tunică romană, zise Popigos nemulțumit. Stăpânul meu, răspunse Demetrius respectuos, este comandantul fortului Minoa. Ar fi fost mai bine, continuă Popigos, dacă garda legionarilor ar fi lăsat în pace pe evrei ca să se descurce singuri. Toți cei din Ierusalim care au câțiva gologan de cheltuit nu se mai gândesc azi decât la afacerea asta cu nazarinianul. Acum, după ce s-a amestecat și guvernul, e sigur că ziua de azi se va pierde de pomană. Iar mâine este ziua sâmbetei, când evrei nu fac nimic. În zi de sâmbătă nu se face nicio vânzare, declară Demetrius, ca să zică și el ceva și se uită la compatriotul său. Bătrânul Popigo își răsucind gândurat mustața. Eu fac drumul acesta de 23 de ani, zise el, dar de asta dată am vândut marfă mai puțină decât în orice an. Merge din ce în ce mai prost. În săptămâna Paștilor se întâmplă întotdeauna câte ceva care împiedică mușterii mei să vină și să-și cumpere provizia de scorțișoară și cuișoare. Popigo se întoarse cu fundul în sus un coș și se așeză pe el petrecut de clincătul lanțurilor din prejurul gâtului. Mă aduc aminte, continuă el întunecat, că până acum oamenii n-au fost niciodată jecmăniți în felul acesta. N-ai decât să te gândești la ceea ce s-a întâmplat duminica trecută în pridvorul templului. Acum câțiva ani oamenii erau foarte mulțumiți. Cei de la țară veneau la Ierusalim ca să petreacă sărbătorile Paștilor și să-și facă cumpărăturile de, la care, de, care, aveau nevoie. De fiecare dată, dacă se întâmpla să fie din calea fără săraci, aduceau o colivie în care era un porumbel, iar dacă erau mai cu dare de mână, un miel sau un bițel. Acesta era un fel de dar pentru templu. Preoții ardeau jertfele acestea sau spuneau numai că le ard. Dar eu totuși cred că le ardeau dacă ar fi să judești după mirosul greu din prejurul templului. Puțin după aceea, însă, acești slujitori ai templului s-au tâlhărit. Omul de la țară își aducea mielul pe care preoții, după ce le examinau, îi spuneau că era ceva meteahnă la intestine sau ceva de însemnătate mai mică. Prin urmare, mielul nu era bun pentru jertfă și de aceea se ofereau să-i de altul în schimb, dacă diferența de preț o va plăti în bani. După ce ajungeau la o înțelegere, mielul cu meteahna era vândut altui naiv. Urâtă afacere, exclamă Demetrius, nu-i de mirare că nazarineanul acesta a rămas indignat. De, indignarea nu este niciodată de folos, în orice caz lui nu-i va folosi prea mult. Ce au de gând să facă cu el? întrebă Demetriu. Să-l bage la închisoare? Nu prea am vine să cred. Am auzit că seara a fost dus în fața marelui preot pentru a fi judecat din pricină că a provocat dezordine în templu. Îl acuză că ar fi spurcat interiorul templului, adăugă Popigos și început să râdă, ca și când cineva ar putea spurca un templu care este mai rău decât un grajd. Firește, au destui oameni de partea lor care să facă mărturie împotriva lui pentru a putea fi osândit, așa că s-au dus la palatul procuratorului și l-au scos din așternut ca să judece întâmplarea aceasta. Pilat le-a răspuns că, dacă și de asta dată este vorba despre o neînțelegere religioasă, ar fi mai bine să și-o limpezească între ei. Dar bogătașii și cămătarii aceștia bătrâni nu s-au învoit să le scape din mână atât de ușor. I-au spus că acest sus încearcă să se proclame rege. Pilat nu a crezut totuși de cuvință să intervină și le-a răspuns să-l biciuiască și după aceea să-l pună libertate. Și l-au biciuit? întrebă Demetriu speriat. Firește că l-au biciuit și foarte rău. Apoi cineva dintre oamenii adunați a strigat, ucide pe Galilean. Pilat l-a auzit și le-a răspuns, dacă omul acesta este din Galileea, duceți-l să-l judece Irod. El este cel care trebuie să se ocupe de delictele întâmplate în această provincie l-au dus în fața lui? L-au dus, răspunse Popigus și dete din cap. Irod și-a zis că aceasta este ocazia binevenită ca să-și bată joc de el pentru a face plăcere fariseilor și cărturarilor. A poruncit soldaților să-l biciuiască din nou, apoi l-a îmbrăcat într-o haină veche de purpură și s-a prefăcut că îi se închină. Un bețivan a împletit-o cu de mărăcini și a pus-o pe creștet în loc de coroană. Dar farisei și cărturarii n-au fost mulțumiți numai cu atât au cerut ca Isus să fie condamnat la moarte. La moarte? exclamă Demetrius. Da, dar toți știau că nimeni nu are dreptul să condamne pe cineva la moarte decât Pilat, așa că s-au întors cu el la palatul procuratorului. Popigos clătină din cap și ridică dintr-un număr. Atât este tot ce am putut afla, sfârșit el. Hărăgarul Diofanos a fost de față la aceste cazne, dar după aceea a fost obligat să se întoarcă în bazar și altceva n-a mai putut să-mi spună. Probabil judecata mai ține încă, zise Demetrius nerăbdător. Cred că ar fi mai cuminte să nu te amesteci, îl preveni Popigos. Cel care se amestecă în astfel de treburi niciodată nu sfârșește bine. S-ar putea ca stăpânul meu să aibă nevoie de mine, răspunse Demetrius. Sunt obligat să plec. Îți urez drum bun de întoarcere acasă. La revedere, Zenos. Demetrius grăbi pasul până începu aproape să alerge și din depărtare văzu o mare mulțime de oameni adunați în fața intrării principale a pretoriului. Urcă scările în fugă și se opri la marginea grupului de curioși care stăteau înghesuiți. Evreii bine îmbrăcați din apropierea lui se încruntară la el când îl văzură lângă el. Cei adunați aici nu păreau să fie oameni săraci. Procuratorul era așezat între coloanele pretoriului și împrejurul lui se vedea un număr de legionari din garda palatului. Pe terasa cea mai de sus era un grup de soldați așezați pe patru rânduri, în atitudini rigide. În fața lor, singur, era acuzatul. Auzi că îi pun întrebări la care dă răspunsuri, dar într-o limbă pe care el nu putea înțelege. Demetrius să zise că aceasta trebuie să fie limba aramaică, deoarece limba aceasta o vorbea și poporul pe care îl întâlnise în drum spre Ierusalim. Se mișcă din locul în care se oprise și înaintă pe dreapta până în apropierea lor. Acum putea vedea profilul omului aceluia singur și trist. Constată că pe creștet poartă cu una de mărăcini despre care pomenise Popigos. Obrazul lui era vărgat de dârele sângelui cei se scursese de pe frunte. Haina îi fusese coborâtă în jos de pe umeri, așa că era gol până la brâu, și pe trupul lui se vedeau vânătăile lăsate de bice. Unele din acestea sângerau, dar părea că el nici nu-și dă seama de rănile sale. Procuratorul își continua repede interogatoriul, indiferent de întrebările pe care le punea, iar acuzatul care sta cu fruntea sus îi răspundea respectuos, dar cu deplină încredere în sine. Din când în când, din mijlocul mulțimii, se auzea câte un murmur, și toți se uitau chiondorâși și cu gurile căscate ca să poată auzi. Demetrius examina cu atâta atenție obrazul victimei încât aproape nu-și dădea seama de ceea ce se petrece în apropierea sa. În clipa aceasta și-a dus aminte că ar putea să examineze și pe Marcelus. În primul rând erau postați ofițerii din garnizoanele diverselor forturi. Între ei era și Paulus, care sta drept și se legăna ușor. Imediat după el erau legionarii din Minoa, pe Marcelu, însă nu-l văzu nicăieri. Procuratorul începuse acum să vorbească cu glasul ceva mai ridicat. Cuvintele lui treziră imediat protestele celor adunați în pretoriu. Demetriu își schimbă poziția pentru a vedea mai bine pe Pilat. De asta dată văzu și pe Marcelus împreună cu ceilalți legați în stânga procuratorului. Se întrebă oare stăpânul său e conștient de ce să se petrece în apropierea lui. Poate cel mult dacă s-ar fi găsit un interpret care să explice, altfel ar fi fost imposibil să înțeleagă ceva. Demetrius cunoștea semnificația exactă a expresiei întipărite pe obrazul stăpânului său. În clipa aceasta, obrazul lui exprima spaimă și tot atât plictiseală. Se vedea cât de colo că Marcelus ar fi preferat să fie în altă parte. Înțelese că se găsește în mare încurcătură. Atitudinea ostilă a celor din sală părea că l-a intimidat. Se întoarse și dete un ordin unui membru din gardă care se apropie de ușa sălii și imediat după aceea îi aduse un vas mare de argint. Pilat își băgă mâinile în apa pe care o conținea vasul și lăsa picăturile să-i se zvânte de pe degete. Publicul început să vocifereze din nou, dar de asta dată strigătele lui păreau chiote de triumf. Se vedea limpede că s-a luat o hotărâre. Și în același timp că hotărârea a fost satisfăcătoare pentru cei prezenți. Demetrius înțelese imediat ce înseamnă pantomima cu vasul de argint. Pilat pronunțase o sânda și își spălase mâinile. Cererea poporului fusese ascultată, dar răspunderea o purta el însuși pentru judecata pronunțată. Procuratorul nu admitea ca mâinile lui să rămână pătate de sângele acestui om. Demetrius era acum convins că stăpânul său a înțeles chiar dacă până acum nu înțelesese nimic, vedea totuși că Pilat a pronunțat o sândă împotriva propriei sale convingeri. De asta dată Pilat se întoarse spre Marcelus, care făcu un pas înainte și salută. Schimbară câteva cuvinte, salută din nou, apoi coborâncele cele câteva trepte, se apropie de Paulus și îi dete instrucțiunile necesare. Acesta se apropie de legionarii din Minoa și dete un ordin. Soldații înaintară în rânduri de câte doi, făcând un semicerc în prejurul stradei, în frunte cu Marcelus și Paulus, care venea imediat după el, apoi coborâră în pretoriu pe mijlocul publicului, care se despărțind în două ca să le facă loc. Unul din soldații cei de la urmă se opri și apucă de capătul frânghiei ce atârna de pe mâinile legate ale condamnatului. Probabil îl smucise cu violență, deoarece era gata să cadă. Legionarii înaintau cu pași repezi. Câțiva din cei care erau în pretoriu îi urmară, dar majoritatea se adună în mici grupuri și începură să vorbească, fluturându-și bărbile ca dovadă că sunt mulțumiți. Demetriu se întrebă care va fi oare soarta condamnatului. Fusese o sândit la moarte, de asta nu mai încăpea nicio îndoială, nici o altă osândă n-ar fi putut să mulțumească poporul întăritat. Probabil îl vor duce în curtea unei închisori unde va sluji drept țintă unui grup de arcași. Pe cealaltă margine a străzii aștepta un pâlc de oameni cobraji, palizi și ochii speriați, îmbrăcați prost, ca cei de la țară. Se adunaseră grămadă și păreau că se sfătuiesc între ei dacă va fi bine să-l urmeze sau nu. Peste câteva clipe, câțiva din ei se urniră la drum, dar păreau că nu se grăbesc deloc să-l ajungă. Fără îndoială aceștia erau prietenii lui Isus. Ce păcat își zise Demetrius, că judecând după atitudinea lor, oamenii aceștia par atât de lași. Fără îndoială, cel care pleca spre locul de o sândă merita să fie susținut cu mai mult curaj. Nu știa nici el ce să facă să urmeze convoiul sau să aștepte la barăci, până când se va întoarce stăpânul său. Dar imediat după aceea apăru Melas și se apropie de el. Ce vor să facă cu el?" întrebă Demetrius cu glasul tremurând. Să-l răstignească," răspunse Melas. Să-l răstignească!" exclamă Demetrius speriat. Cum se poate?" N-a făcut nimic pentru a merita o astfel de moarte. S-ar putea să nu fi făcut în cuvință Melas, dar acesta este ordinul dat de procurator. Eu cred că Pilat l-a osândit împotriva voinței sale, deoarece se temea că din pricina lui se vor risca tulburări. Tocmai de aceea a dat această însărcinare celor din Minoa. Nu vrea ca legiunea lui să fie amestecată într-o astfel de afacere. Minoa este destul de departe de Ierusalim, și legionarii acestei garnizoane sunt oameni vânjoși, sfârși Melas râzând, căci era mulțumit că face parte și el din această garnizoană, care nu se sperie de puțin sânge. Te duci să vezi și tu cum îl vor executa?" Făcu o strâmbătură și clătină din cap. Nici nu mă gândesc," răspunse Melas. Eu n-am ce căuta acolo. Poate ai vrut să mergi? Nu este o vedere care ar putea să-ți facă plăcere. Atâta lucru pot să-ți spun și eu." Odinioară am avut ocazie să văd o astfel de execuție în Galia. Un legionar înjunghiase pe un centurion. Pentru crima aceasta l-au condamnat să fie crucificat. A durat o zi întreagă și îi putea auzi țipetele de la jumătate lege. Stolurile negre de corbe au apărut și au început să zboare împrejurul lui înainte de a muri, așa că Demetrius făcu un gest de protestare și simți o tresărire în stomac. Melas început să râdă și, întorcând puțin capul, scuipă într-o parte. Apoi se întoarse în loc și apucă încet spre barăci, lăsând pe Demetriu să hotărască singur ce va face. Peste câteva minute și fără să-și dea seama, apucă și el pe urma lui. După ce intră în compartimentul stăpânului său, se așeză pe un tripet și încercă să se liniștească. Inima îi bătea cu atâta violență, încât simți că începe să-l doară capul. Se ridica apoi în picioare ca să bea o gură de apă. Se gândi că probabil și Marcelu s-ar vrea să bea o gură de apă înainte de a termina cu groaznica însărcinare ce o primise. Umplu un micul cior și ieși umblând încet, căci nu îi făcea nicio plăcere să plece din tabără. Din primul moment, când se uitase în ochii lui Isus, Demetriu se gândise la el ca la un om care a rămas singur și pe care nimeni nu îl înțelege, nici chiar prietenii săi cei mai apropiați. Astăzi va deveni un om care a rămas cu adevărat singur.